Drept binecuvântare de început, cred că e potrivit să spun ce a spus robul lui Avram din textul de referință. Parafrazând oarecum, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul nostru, care n-a părăsit îndurarea față de Ovidiu și Rebecca. El și-a adus aminte la vreme numele lui să fie slăvit. Binecuvântat să fie cei doi, familiile, toate familiile și tot poporul care este în casa Domnului. După cum este scris, vă binecuvântăm în numele Domnului din casa Domnului. În versetul 50 din Geneza 24 este scris că Laban și Betuel, tatăl și fratele fetei, drept răspuns au zis robului lui Avram: de la Domnul vine lucrul acesta. Ceea ce vă spun, vreau să punem sub titlul: o căsătorie de la Domnul. Și ei au adăugat cuvintele: noi nu-ți mai putem spune nici rău, nici bine. Și într-o altă traducere, în Septuaginta, spune: cum să-ți mai răspundem noi cu rău la bine, dacă vine de la Domnul? În primul rând, și aș vrea să intrăm așa în profunzime, să observăm nu doar ce se vede la o primă privire, o căsătorie care vine de la Domnul își are originea în planurile lui Dumnezeu cu acea familie. Dumnezeu nu rânduiește doar pentru un băiat pocăit o fată pocăită și invers. Totul depinde de ce proiect are Dumnezeu cu acea casă. Aici este scris în Geneza 24, sunt cuvintele lui Avram, versetul 7: Domnul Dumnezeu cerului, care m-a scos din casa tatălui meu și din patria mea, care mi-a vorbit și mi-a jurat zicând: seminței tale voi da țara aceasta, va trimite pe îngerul său înaintea ta și de acolo vei lua o nevastă fiului meu. Pentru că trebuia fata să vină în țara promisă. Totul se derula în baza unui plan al lui Dumnezeu. Așa cum a zis Dumnezeu despre Avram, scrie în 18 cu 19, căci eu îl cunosc și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească față de Avram ce a făgăduit. Tineri dragi, să nu fiți ca cei din Geneza 6, care, mă refer la băieți, și-au luat fete după principiul frumuseții. Principiul fundamental are de a face cu planul lui Dumnezeu pentru o casă. Îmi vine în minte o situație în care un băiat și o fată, pocăiți amândoi, au convenit, aveau libertate oarecum de la Domnul să se căsătorească, dar Domnul le-a spus că planul lui pentru ei ar fi altfel. Și atunci au renunțat. Și s-a dovedit mai apoi că el a fost rânduit să meargă pe un câmp de misiune și altă fată a fost rânduită pentru el, care a putut să suporte condițiile din câmpul de misiune. Fata pe care a vrut să o ia inițial a fost o fată mai firavă, mai bolnăvicioasă, care i-a pregătit Dumnezeu un bărbat să fie el sănătos, să grijească de ea, și a fost și ei o familie potrivită. E important așadar, și să înțeleagă asta și părinții, că Avram a înțeles întâi, ca orice familie să se întemeieze în virtutea unui proiect al lui Dumnezeu, care vizează nu doar fericirea lor vremelnică, buna lor înțelegere și mântuirea, ci întreaga lucrare a Domnului. Și pentru că Dumnezeu are astfel de proiecte, numele Lui să fie slăvit. Amin. Și să își continue să-și ducă lucrarea până la sfârșit. În al doilea rând, o căsătorie care vine de la Domnul solicită ajutor și încredere în Domnul. Dacă vine de la Domnul, nu vine așa în timp ce noi suntem inactivi, inconștienți, fără să ne rugăm. Cât de evident este această idee din textul din Geneza 24,
Scrie aici în versetul 12 că robul lui Avram a zis: Doamne Dumnezeu, stăpânul meu Avram, te rog, dă-mi izbândă astăzi și îndură-te de stăpânul meu Avram. Și a fost foarte concretă rugăciunea lui, cum știți, a pus un semn și cerea asta să împlinească Domnul. Versetul 14, fă! Cine trebuia să facă? Domnul să facă asta. S-a implicat Domnul acolo? Da. Pentru noi ca părinți, pentru copii, dacă vrem să fie o căsătorie de la Domnul, atunci să apelăm la Domnul cu încredere. A văzut cum au decurs evenimentele, a mulțumit Domnului și când a ajuns în casa fetei, ei ca și gazde bune, i-au oferit toate cele necesare și scrie aici, de la versetul 33, el a zis, nu mănânc până nu voi spune ce am de spus. Vorbește, a zis Laban, eu sunt robul lui Avram, Dumnezeu l-a umplut de bunătăți, așa și așa. Explică întreg contextul că fata trebuia dusă în țară și spune versetul 42, relatează cele menționate anterior, eu am ajuns la izvor și am zis, Doamne Dumnezeu, stăpânul meu Avram, dacă binevoiești să-mi dai izbând în călătoria pe care o fac. Și spune tot ceea ce s-a întâmplat și zice aici, să fie fata pe care a rânduit-o Domnul pentru fiul stăpânului meu. Frumoase experiențe și cei doi au avut vreme să se roage până acum. A spune că la robul lui Avram a fost tare scurt, așa s-a rugat, dar ce credeți că Avram numai de atunci s-a rugat? Aceea a fost doar picătura care a umplut paharul. Dar în urmă au fost multe cereri, dorințe. Unii părinți se roagă încă din fașă, să spunem, în viața copiilor lor pentru ei. Cunoaștem situații în care băieți sau fete din adolescență au început rugăciunea, Doamne, când va fi să mă mărit, când va veni vremea căsătoriei, te rog să te implici și să lucrezi. Așa vine o căsătorie de la Domnul, cu stări din astea prenatale. Întâi sunt tainice, rugăciuni sunt ascultate și la vremea potrivită lucrurile ies în evidență, căci căsătoria vine de la Domnul. Dar asta presupune nu doar să apelăm la Domnul, să ne încredem în Domnul și facem legătura cu prima idee care am spus-o, Doamne, dacă ai un plan pentru o anume familie, atunci noi doar te rugăm să descifrezi acest plan. Am auzit două persoane discutând, spunea prima, știi, am avut un mesaj cu pagini scrise dinainte. Și cealaltă spunea, măi, ziceam o înțelegere. Nouă ni se pare că atunci când trăim anumite evenimente, scriem niște pagini, nu e adevărat. Ele sunt scrise, noi când le trăim le citim. Sunt rânduite de Dumnezeu. Cum scrie în cartea lui Daniel, că a zis îngerul lui Daniel, hai să-ți arăt ce scrie într-o carte. Vor mai fi încă trei părați, va fi așa și așa. Cum nu? Urmează să se scrie de acum istoria. Nouă e scris. Noi o scriem ulterior evenimentelor. Dumnezeu o scrie cu anticipație. Să apelăm la El și să o facem cu încredere. Așa cum i-a spus Avram robului său, care a zis, da, dacă nu vine fata. A zis, ascultă-mă, a zis bătrânul. Domnul va trimite îngerul său înaintea ta. În al treilea rând, vreau să observăm că o căsătorie care vine de la Domnul are la vremea potrivită, într-un mod adesea, poate chiar întotdeauna diferit de la un caz la altul, chiar dacă mai sunt elemente comune, are evidența implicării lui Dumnezeu. Undeva, pe anumite segmente, se vede că Dumnezeu a pus mâna, că a condus lucrurile. Ca nimeni să nu se laude, aici a fost într-o totul felul în care am regizat evenimentele, le-am controlat, nu e adevărat. Ce vine de la Domnul, se vede că este implicat Domnul. Să citim.
Fă ca fata care îi voi zice, pleacă-ți vada, te rog ca să beau și vă răspunde, bea și am să dau de bușcămilor tale, să fie aceea pe care ai rânduit-o tu. Nu sfârșise lângă de vorbit și a ieșit cu vadra pe umăr Rebeca, fata lui Betil. Robul a alergat înainte și a zis, dă-mi, te rog, să beau puțin apă din vadra ta, cumva. Trebuia repede să intre în scenă, că Dumnezeu era acolo. Și scrie aici, versetul 21, omul o privea cu mirare să vadă, fără să zică nimic, dacă Domnul a făcut să izbutească sau nu călătoria. Cum să nu fie izbândă când Domnul își arată slava și prezența, slăvit să fie numele Lui? Cum scrie în Psalmul 65, pașii săi varsă belșugul și încununează anul cu bunătățile sale și încununează viața, a Lui să fie slava în veci. Aveți astfel de experiențe? Când Dumnezeu se implică, n-ai cum să nu le vezi. S-ar putea să fii orb, dar nu se poate. Și ca unul care te-ai rugat și ai încredere, tu de fapt aștepți ca să vezi ceea ce ai cerut de la Domnul. Cum a întrebat odată un frate cu ani în urmă când ne-am cumpărat, noi aveam microbuzul acela alb lung. Măi, cu cât a cumpărat tatăl tău microbuzul? Nu știu care între băieții mai mici a zis, nu știu, dar e bun și ieftin, că așa ne-a rugat. Aștept să vezi cum Dumnezeu lucrează. Zice în Psalmul 111 că minunate sunt lucrările Domnului și sunt povestite de cei ce, cunosc pe Domnul, de cei ce îl iubesc și îl slăvesc, binecuvântat să fie în veci. Mari sunt lucrările Domnului, cercetate de cei ce îl iubesc. Sau cum spuneam 139, Doamne, și David, și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Slăvit să fie Domnul pentru toate acestea. Dumnezeu se implică și conduce evenimentele. Te miri ce și cum. S-a întâmplat undeva, erau doi tineri într-un oraș mai mare la școală și în timpul liber s-au dus, fără să știe unul de altul, la o familie în vârstă să ajute. Și Dumnezeu așa a făcut ca atunci când s-a dus prima dată, la vreo de zile mai târziu când s-a dus a doua oară, tot ei doi se nimereau să meargă. Doamne, cum? A întrebat la un moment dat băiatul pe familia în vârstă, e rudenie de-a dumneavoastră, ceva nepoat în fiecare sâmbătă aici? A zis, nu, și noi ne mirăm că vine numai când vii tu. V-ați înțeles voi? Și nu, noi nu ne-am înțeles. Mi-a relatat un frate păstor o situație care pare ciudată și n-aș îndrăzni să o spun dacă nu cunosc omul care mi-a relatat-o cu date concrete. Un tânăr s-a rugat și a spus, Doamne, fata rânduită pentru mine. Și a primit el încredințarea. Va fi fata care se așează lângă mine în tren. Și s-a așezat lângă el o fată oarbă împreună cu mama ei. Cazul a fost undeva în zona Ploiești-București. Și când el le-a spus celorlalți hotărârea, toți au zis, băi, nu se poate, fi vreo coincidență, te-ai rugat, ce credere asta, măi, totuși ești un băiat deosebit, erai inginer, tu ai și o chemare, slujire, măi, o femeie oarbă, implică multă ajutorare. Și l-a spus, sunt încredințat. Și interesant, n-a făcut Domnul o minune prin Duhul Sfânt, prin rondar de al minunilor? A venit un medic din altă țară la București, și a fost ceva ce s-a putut rezolva. Și fata, în urma operației, vede bine, fără nicio problemă. Dumnezeu lucrează când într-un fel, când într-altul. Și scrie Iov că omul nu ia seama, dar noi să luăm seama și să vedem lucrările Domnului. Amin? Amin. În al patrulea rând. Când o căsătorie vine de la Domnul, toți cei din familie colaborează. Că Dumnezeu nu vrea să lucreze fără noi, ne-a angajat în lucrarea Lui. Suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Și ce frumos scrie aici, câți au fost implicați. Scrie în Genesa 24, Avram, apoi cel mai bătrân rob din casa lui, îngerul Domnului, Domnul mai presus de toate. Bună înțelegere, fata, versetul 28, alergat și a istorisit mamei sale cele întâmplate.
A vorbit cu frate său. Au discutat cu toți. Cei mai la urmă au fost fata și băiatul, nu? Care au fost... Pentru 55, fratele și mama fete și-au exprimat părerea lor ca să mai rămână, da? Așa-s părinții, vor să mai rămână copiii. Bine scrie în Biblie că nu părinții trimite acasă și ei lasă pe tata și pe mama și pleacă. Atunci au răspuns să chemăm și pe o fată, să o întrebăm. Și ea a acceptat, da, vreau. Toate cu bună înțelegere. Așa ar trebui să fie cel puțin unde sunt toți pocăiți. Toți să înțeleagă, să nu fie nimeni împotrivă, să-și dea acordul, să-și dea binecuvântarea. Am preluat de la frații de la Suceava, că și eu și cu fratele Eugen ne-am încuscrit amândoi tare bine cu Suceava, de mai multe ori. Și am văzut acolo la Logodnă că și părinții binecuvintează pe copii, îi pune și pe frații mai mari sau mai, ce mai sunt pe acolo, toți să binecuvintezi. Și frumos. În bună înțelegere, cu treabă bună, cum se spune în popor. Doamne, lucrează așa în poporul Tău. Și îngăduiți-mă în final să spun ceva mai pentru noi ai casei. Am spus eu ceva așa în... scurt la căsătoria lui Eliab și Andrei, spun acum ceva în plus, că tot nu se poate spune. După ce a plecat scumpa mea la Domnul, tare m-am frământat, Doamne, cum va fi cu căsătoria celor doi fii ce mi-au rămas? Mi se părea că dacă aș fi cu ea, astfel m-aș consulta. În privința asta, ea era mai îndrăzneață decât mine. Avea și câte un mesaj de la Domn. Și văzându-mi în frământarea, a zis Domnul prin Duhul Sfânt, prin fratele Liviu, dacă își amintește, tu vei fi cel din tâi care vei primi încredințarea cu privire la fata care intră în casa ta. Și a vorbit Domnul prin sora Vetuță, așa a fost cuvântul, fata rânduită pentru tine nu-i din biserica aceasta. E dintr-o familie evlavioasă și a fost descrisă în anumite aspecte fizice, și a fost descris momentul cum va fi când vom merge acolo. Niște amănunte foarte interesante. Prin fratele Viorel Pavel, care a fost de curând la noi, a fost cuvânt pentru el, fata rânduită pentru tine, e încă boboc, m-am speriat, Doamne, dar nu fi o copilă. Altceva însemna asta, că nu s-a deschis niciodată pentru căsătorie, și este acoperită. Și prin fratele Florin de la Fodăr au fost, numai după mirosul Duhului Sfânt o vei găsi. Ca om mi-am zis, Doamne, nu-i de la Betel, acoperită, boboc, caut-o de la Tisa la Prut. Dar a vorbit Domnul pentru un alt mesaj, a zis, a izbucnit prorocul în lacrimi când l-ați transmis. Băiete, așa de ușor te vei căsători, am văzut o mașină foarte frumoasă, cu cheia în contact. Numai te urci și pornești. Interesant. Cum se îmbină că e greu, dar și lași timp e ușor? Pentru noi ar fi, nu greu, imposibil. Dar cu Dumnezeu toate sunt posibile, căci nimic nu-i prea greu pentru Domnul. Și așa se face că în 3 zile, fără să se vadă Eliab cu Andreea, fără să o știu nici eu măcar cum arată, am primit încredințare, cum a zis Duhul Sfânt, întâi eu, apoi ea, apoi el și în urmă părinții ei. Și mi-am amintit când eu deja eram încredințat, într-un mod miraculos primise și fata încredințarea și dimineața i-am trimis așa drept preambul o cântare de nuntă și după aia m-am dus să-l informez. Și după aia mi-am dat seama că în dimineața aceea eu doream spus, uite aici e mașina, că ele de fapt sunt în contact, că fata are încredințare. S-a urcat în mașină și la a treia zi zice, asta e fata pentru mine. Și am întrebat acum la o lună după căsătorie, cum e tinere să te căsătorești cu o fată pe care n-ai văzut-o? Să vă spun exact cuvintele lui.
Dumnezeu are laser bun. A lui Dumnezeu să fie slava în veci. Și închei cu ultima idee. Scrie în Genesa 24:66, robul a istorisului lui Isaac toate lucrurile pe care le făcuse. Și eu înțeleg de aici, printre altele, nu doar că a fost consultat și băiatul, că nu face nimeni în dreptul tău dacă nu decizi, nu vă culunăm fără să vă spuneți cuvântul, evident, că lucrările Domnului trebuiesc amintite ca să fie înălțat numele Domnului. Robul a povestit tot, a aflat Isaac și s-a scris în Biblie și am aflat și noi. Și câți o fi citit și alte lucrări, cum am amintit și eu asta acum întreagăt, lucrările Domnului sunt mari, sunt iubite și trebuie arătate. Ca să se scoată în evidență slava Domnului, să fie binecuvântat numele Domnului, că El are proiecte, noi Îl chemăm, El se implică și în urmă mărturisim că mare este Domnul în mijlocul poporului Său. A Domnului să fie slava în veci. Amin.